mare lucru că am ajuns aici. Mă bucur foarte mult. Că, Gabriela, câțiva au fost atacuri cu dueluri. Așa este, așa și am avut emoții mari. Și acum mă bucur, dar e o provocare mare. Știi ce mi-a plăcut? Că la un moment dat ai luat tot publicul de partea ta, te-a ajutat. Da, adevărat, adevărat și mulțumesc frumos. Învățătoare, Gabriela. Da. Învățătoare de unde? Din județul Olt. Olt, dar mai zi-mi o dată localitatea. Scărișoara. Scărișoara, învățătoare, da, din frumos. Scărișoara. Wow, nici nu-mi vine să mă uit la suma asta de bani. O învățătoare câștigă 180.000 de lei în... Nici n-are rost să spunem. Ar putea câștiga. Are o vorbă frumoasă, Arghizi, învățătoarea e o lumânare care arde... De luminând pe ceilalți. Luminându-i pe ceilalți, frumos, excelent. Gabi, ai răspuns impecabil la întrebările de cultură generală, ai rezistat duelurilor și... Iată-ne aici. Tot ce trebuie să faceți, doamna învățătoare, în clipa asta, e să gândiți diferit. Nu e ușor. Generații și generații și generații la școală i-ați învățat să gândească. Și să dea răspunsul corect. Corect! De data asta, învățătoarea trebuie să răspundă greșit. La 180.000, la suma asta uriașă, câștigată în concurs, Gabriela, noi venim cu bonusul de 100.000 de lei, adică în total sunt 280.000 de lei. 21 de întrebări la care trebuie să răspunzi greșit în 150 de secunde. Când ești pregătită, eu încep. Există vreo modalitate de relaxare pe care o ai la școală înainte de ședințele cu părinții? Da, o tehnică de presopunctură. Cum e? Presopunctură, așa. Punctul acesta. Da, trebuie apăsat destul de puternic. Punctul ăsta din mijloc, da? Între deget, între arătător, exact, și... Exact. Câteva zeci aici, de, da? Secunde menținut. Câteva zeci de secunde? Și liniștește... Te ia așa un, nu? Da, te liniștește un pic. Acum să nu mă liniștesc prea de tot, că trebuie să stăm în formă. Eu o să citesc foarte încet întrebările. Gabriela, 150 de secunde avem ca să pleci de aici cu 280.000. Încep? Te văd emoționată, dar e normal. Nu, încerc să intru în concentrare. Să te concentrezi, da? Da, da. Apăs? Avem timpul pe ecran. Uite acolo. Avem timpul pe ecran. Doamna învățătoare, la 21 de întrebări răspundeți greșit! Postăvarul sau Piatra Craiului? Pe ce munte se schiază în Poiana, Brașov? Piatra Craiului. Salvie sau izmă? Sub ce denumire mai este cunoscută menta? Salvie. Australia sau Noua Zeelandă, jucătorii cărei naționale de rugby practică celebrul dans haka? Australia. Condoleanțe sau sănătate, ce se urează cel mai des când cineva strănută? Condoleanțe. Coupe sau cabrio, sub ce denumire se cunosc mașinile decapotabile? Cabrio. Postăvarul sau Piatra Craiului? Pe ce munte se schiază în Poiana, Brașov? Salvie sau izmă? Sub ce denumire se cunoscută menta? Salvie. Australia sau Noua Zeelandă, jucătorii cărei naționale de rugby practică dansul haka? Condoleanțe sau sănătate? Ce se urează cel mai des când cineva strănută? Coupe sau cabrio? Sub ce denumire se cunosc mașinile decapotabile? Coupe. George Enescu sau Ciprian Porumbescu? Cine a compus Rapsodia Română? Ciprian Porumbescu. Asia sau Europa, care este cel mai întins continent de pe pământ? Europa. Palatul Poștelor sau Palatul Regal, clădirea în care se află acum Muzeul Național de Istorie, a fost inițial? Palatul Poștelor sau Palatul Regal? Palatul Poștelor.
Hostăvarul sau Piatra Craiului? Poerea Brașov, unde e? Pe ce munte se schiază? Salvie sau Izmă, sub ce denumire e cunoscută menta? Australia sau Noua Zeelandă, dansul Haka? Condoleanțe sau sănătate, când strănută cineva? Cupe sau cabrio, mașinile decapotabile sunt? George Enescu sau Porumbescu, cine a compus Rapsodia română? Asia sau Europa, cel mai întins continent de pe pământ? Palatul Poștelor sau Palatul Regal? Muzeul Național de Istorie se află unde se află cu Muzeul Național de Istorie a fost inițial? Palatul Regal. Tequila sau gin? Ce băutură a devenit un simbol al Mexicului? Chili. Chili. Ai francezilor sau ai grecilor? Strămoșii cui au fost galii? Ai grecilor. Pe nisip sau înghețari, crevasele apar? Pe nisip. Șubă sau... Timpul. Ne-am întors. Ne-am întors atunci. Ne-am întors. Și ne-a oprit cupe timpul. Sau așa, da, a da, fost acolo, o nebuloasă acolo la mine și la telefoane. Și la palatul, și la palatul ăla a fost o nebuloasă. Nu era complicat. Nu, chiar nu era greu. 280.000 am avut. S-au dus. Nu s-au dus toți. Gabriela, îți propun să păstrăm 100.000 de lei. Rămânem cu 100.000. Ok. Da, da. Aveți dreptate. E mai bine așa? Să nu uiți, doamna învățătoare. E bine, e bine. Peste 100 de secunde, 100 și ceva de secunde, o să ne ridicăm amândoi. Ia vine, o să ne ridicăm amândoi și fii atentă. Scuzați-mă. O să mergem așa pe aici. Tu câștigătoare. Tu câștigătoare. Îmi place proiecția aceasta. Am făcut o proiecție în mintea ta. Da, mulțumesc. E bine așa? Deci ne vom ridica. Te rog să stai jos acum. Ne ridicăm. Abia aștept momentul acesta. Ok, perfect. Deci în 100 și ceva de secunde... O să plecăm așa, tip-til, pe acolo. Eu o să țip, o să urlu, știi cum fac la televizor. Avem o câștigătoare, învățătoare, Gabriela. Facem o proiecție în mintea noastră. Da. Poate reușim. Gabi. Iată-mă. Iată-te. Doamna învățătoare, ascultă-mă. 100 de secunde. Continuăm. De data asta pierdem 1000 de lei pe secundă. În 100 de secunde avem 100.000 de lei. Fii atentă. La un moment dat, la secunda 15, dacă ajungem acolo, poți să securizezi banii și apeși pe butonul ăsta. Dacă apeși pe secunda, la secunda 13, securizezi 13.000 de lei. Dacă apeși la secunda 11, îți securizezi 11.000 de lei. Atenția distributivă. Gabi. Un proces important. Încă o dată, proiectează-ți în minte. Ce facem în câteva secunde? Ieșim victorioși. Ieșim victorioși de aici, plecăm așa pe drumul ăla, drumul victoriei, da? Sper. Încep? Răspundem la întrebările doamna, care au rămas. Care, continuăm. Continuăm de la întrebarea a 12-a. Doamna învățătoare. Ok. Sunteți pregătită? Da. Avem 100.000 de lei în 100 de secunde. Asta avem. Și pierdem 1000 de lei pe secundă. Încep? Răspundeți. Unde văd timpul? Răspund, timpul e acolo. Ok. Timpul o să fie acolo. Da, da, da. Răspunzi greșit. Să nu uiți asta. Încep, da? Da. Șuba sau șindrila? Ce-ți pui pe tine ca să-ți țină de cald iarna? Șindrila. Germania sau Anglia? Din ce țară vine formația de muzică electronică Depeche Mode? Anglia. Postăvarul sau Piatra Craiului? Pe Piatra ce munte se schiază în Poiana Brașov? Salvie sau Izmă? Sub ce denumire cunoscută menta? Australia sau Noua Zeelandă? Jucătorii cărei naționale de rugby practică dansul Haka? Condoleanțe sau sănătate? Condoleanțe? Ce urezi des când cineva strănută? Cupe sau cabrio? Cupe. Sub ce denumire se cunosc mașinile decapotabile? Enescu sau Porumbescu? Cine a compus Rapsodia română? Asia sau Europa? Care Europa. Este cel mai întins continent de pe pământ? Palatul Poștelor sau Palatul Regal? Regal. Clădirea unde se află cu Muzeul Național. Tequila sau gin? Ce băutură a devenit un simbol al Mexicului? Gin. Ai francezilor sau ai grecilor? Strămoșii cui au fost galii? Ai grecilor. Pe nisip sau înghețari? Crevasele apar? Pe nisip. Șuba sau șindrila? Ce-ți pui pe tine șindrila. Ca să țină de cald iarna? Germania sau Anglia? Din ce țară vine formația de muzică electronică de Depeche Mode? Anglia.
Ce-am zis? Tot asta am zis? O, Doamne, Postăvarul sau Piatra Craiului? Pe ce munte se schiază în Praina Brașov? Piatra Craiului. Salvie sau izbă? Sub ce denumire mai cunoscută? Salvie. Menta? Australia sau Noua Zeelandă, jucătorii Câlării Naționale practică rugby-ul, condoleanțe sau sănătate? 15 secunde. La 15 secunde ți-ai securizat 15.000 de lei, Gabi. În clipa asta, sincer, simt că ai nevoie de un time-out. Da. Așa-i? Da. Așa-i? Da. Te simt. Da. Simt că ai nevoie de un time-out, că te văd total încurcată. Relaxare. Cum ai zis? Presupunctură. Așa. Se pare că n-a funcționat. Poate hai încercăm vedem altceva. Hai să vedem. 15.000 de lei, Gabi. De data asta, doamna învățătoare, de data asta, nu mai ratați deloc. Orice ratare ne scoate din joc. Și luăm șirul întrebărilor de la capăt. O luăm de la început. Și dar nu mai contează atenție timpul. 5 secunde de întrebare. Nu putem să stăm o oră pe întrebare. 5 secunde de întrebare. Gabi, în 5 secunde am nevoie de răspunsul... Greșit. Ăsta e, greșit, perfect, greșit. Asta să-ți intre în cap. Gabriela, doamna învățătoare, zeci de ani ați învățat pe elevi să răspunde corect. De data asta răspundem greșit. Începem? Acum. Nici un rateu, nicio ratare. 5 secunde de întrebare. Nu rata nimic. Orice ratare ne face să pierdem 15.000. Gabriela! Postăvarul sau Piatra Craiului, pe ce munte se schiază în Praina Brașov? Piatra Craiului. Salvie sau izmă, sub ce denumire e cunoscută menta? Salvie. Australia sau Noua Zeelandă, jucătorii care naționale de rugby practică dansul haka. Condoleanțe sau sănătate, când se strănută, ce se urează cel mai des? Cupe sau cabrio, sub ce denumire se cunosc mașinile decapotabile? Cupe. Cupe. Enescu sau Porumbescu, cine a compus rapsodia română? Asia sau Europa, cel mai întins continent de pe pământ este? Europa. Palatul Poștelor sau Palatul Regal? Că din acasă avem Muzeul Regal Național. Tequila sau gin? Ce băutură a devenit un simbol al Mexicului? Gin. Ai francezilor sau ai grecilor? Strămoșii cui au fost galii? Ai grecilor. Pe nisip sau înghețar? Crevasele apar? Pe nisip. Șuba sau șindrila? Ce-ți pui pe tine ca să-ți țină de cald iarna? Șindrila. Germania sau Anglia? Din ce vine formația? Din ce țară vine Depeche Mode? Germania. Nu te uita nu la ei, nu uitat. Nu au avut emoții și am avut și eu. Mamiferele sau zei antici, ce studiază mitologia? Mamiferele. Mămăligă sau barabule, ce epitete se dă unui om lipsit de energie și inițiativă? Barabulă, barabule. Golf sau basket, ce sport l-a făcut celebru pe americanul Tiger Woods? Golf sau basket? Basket. Păstrăv sau sardele, ce cuvândesc ei mai bine termenul de înghesuială? Păstrăv. Calciu sau carbon, elementul chimic are abrevierea ce este? Calciu sau carbon? Calciu sau carbon? Calciu imediat, sau carbon? Imediat. Calciu sau carbon? Calciu sau carbon? Calciu. Mărul lui Adam sau tendonul lui Ahile, care e mai aproape de inimă? Mărul lui Adam sau tendonul lui Ahile? Repetiția sau copiatul, conform Bictonului, cine este mama învățăturii, doamna învățătoare? Copiatul. Pune masă sau strânge masă? Ce face cel cu farfurile murdare, doamna învățătoare? Pune masă. 15.000 de lei. Mulțumesc. Ați câștigat. Mulțumesc. 15.000 de lei. Proiecția noastră. De ce am zis, ce am proiectat, o să plecăm pe acolo victorioși. O învățătoare care ani de zile i-a învățat pe elevi să gândească corect, să răspundă corect. Și acum am învățat să răspund greșit. Cel mai greu pe pământ e să răspund și să gândești altfel, să răspund greșit. Te-au ajutat. A fost o zi minunată. Te-au ajutat mult cei din public. Nu voi uita niciodată. Mulțumesc frumos. Numai bine. Tu urmezi. Gândește altfel și tu urmezi.
Acum facem ce am proiectat, exact, da? Exact, la revedere! Mulțumesc.